Încolo, băi. Dă-i încolo, încolo, încolo. Mai, mai, mai. Dă-i înapoi, dă-i, dă-i că e bine, e bine. Oh! Saltă sus. Saltă sus, saltă sus. Hop! Hai să dai înapoi. Dă-i înapoi. Dă-i înapoi, dă-i înapoi. Ia să vedem. Bagă tu ăla. Hai că să iau să bag ăsta la aici. Plinăm un pic așa. Perfect. Pac, băgăm aici. Vine și siguranța asta la loc aici unde a fost. Să nu cumva să ne saie în timpul mersului. Punem triantul central. Dăm bolțul ăsta de aici. Stă și atât. Venim acum și cu Caetanu. Îl băgăm și pe ăla aici și la locul lui, de aici de la cositoare. Îl băgăm aici la UTP-ul, la priză. Punem sâma la loc. Punem ăsta așa să nu ne încurce aici la cardan. Bine, bine. Bine să saltăm un pic ăsta. De aici, de triantul central. Acum saltăm cositoarea, ăsta o să cadă jos, pac, piciorul de susținere. Suntem aici, cuțitele sunt bune, sunt bune. Astea sunt, hai da, la treabă! TB-ul este deja pe brează și... cam așa și iese pe aici și pe la mine, prin zonă. Asta este Lucena. După cum vedeți și voi, n-am așteptat să mai înflorească, că cu cât ea înflorește, atâta de repede și îmbătrânește. În ce fel? Adică se cotorisește, știi? Și e mult mai bună, mult mai fragedă, dacă o iei mult mai din timp. Uite, văd că mai este și înflorită. Una, două bucăți. Dar uite, te vezi, dacă asta este înflorită și uite-te și tu cum s-a cotorit, ce cotoare are. Dar majoritatea este mai tinerică, mai fragedă. Exact ca o puicuță de aia de 18 ani. Ha, bă, ce praf face, băi, frate, o cozitoare de-asta nemțească, eu uite acolo, frate, taie. A, bă, a intrat prea mult, băi, acolo. Zboare, ai văzut? Hai că ușor, ușor terminăm și noi. Ce să mai cu asta, cred că să ajunge până la cap cu băiața aia. Ne mutăm în următorul teren. Mă uitam și la grâul ăsta. Uite, rupem de aici așa o spic. Și să nu ne mai dăm acum vorba aia. Că băi, nu e, ne-a dat Dumnezeu ploaie, că nu știu ce. Bă, chiar i-a dat anul ăsta cooperativ față de anii trecuți. Uite-te și tu aici așa spob. Și totuși nu s-a copt el. Ai înțeles că e călu, așa nu s-a făcut el de recoltă, dar uite-te și tu cât mai bobu. Deci dacă nici anul ăsta n-a dat ploaie, nu se face greu, să nu-mi spui tu mie, cuț. Singura chestie care este, prețurile au scăzut foarte mult. Salariile au crescut și prețurile la cereale au scăzut foarte mult. De exemplu, dacă ar fi vorba să angajezi o persoană pe timp de 2-3 luni de zile, plătești salariul minim cât este, adică brut cu tot, cu cartea de muncă, cu toate cele. Păi, eu am muncit tot anul, adică am așteptat să crească cultura, s-a făcut și nu fac rost de bani ca să-i dau omul ăla să mai trăiesc și eu. Adică, pana mea, a fost cerealele 2 lei
și ceva, viu, și acum cât s-a făcut? Prima și pe actual. De-aia vreau să spun că, băi nene, măcar lasă loc cât a fost. Ia uite-l ce zboară. UTB-ul este prezent. Uite-te acolo așa, tancurile, băi frate. Ce să mai? Tank la tank trage, băi nene. Tank la tank. Aici și-a Lucerna prezentă. Și acolo flota. Uite-le, taca, 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 taca. Băi, n-am mai văzut de mult un fluture. Uite-le, taca. Asta mi-aduc ce aminte când mă duceam pe insectari. Nu știu, în clasa 5-a, băi, că se face insectari. În fine, cam așa arată și Lucerna, e destul de bună. Uite-te și tu, fir cu fir. Nota 2000. Tot aia să tai foarte bine și în locul acesta. Cu floarea soarelui, cam așa se află la momentul actual. Deci genunchiul este aici, undeva până aici. Chiar bună este Lucerna asta, pe lângă faptul că e puțin cam bătrânică, adică a cam dat floare majoritatea din ea. Vedeți și voi floricica ieșită. Dar vreau să spun că e curată, deci n-am mai mâncat-o nici gâzile alea, știi că sunt niște gâze care toacă frunza. Frunza asta este cea mai importantă la Lucerna, de pomană e alicotoare dacă n-are frunza. Frunza asta conține proteină pentru animale și toate celelalte necesare pentru producerea laptelui, cât și cărniță. Oare să dea ceva ploaie, mă? Cam tună. Pe lângă faptul că nu este anunțată nimica, cred că mă îndresc. Poate dă ceva de sus. Cam așa este, fraților, și din interior. Din interiorul bestiei. Cozitor în spate cu pește de mama focului. Da, uite-te ce bine s-a ea în spate acolo. Pe lângă faptul că mă mai strângile puțin, această pasăre fuge și ea când vede bestia. Bă, fiecare dată nu suport aici, mai, adică mai fac colțurile să le fac. Băi, nene, pune, bă, băi, să fac la 1000 de metri plată. Nu știu, la petrecere le uiesc eu de tot. Hai să zicem că aici, totuși e bine că la lungime. Dar să mă pui undeva unde e un petec, să mă pui de loc într-una. Mai bine mă lipsesc. Băi, dar ce meșteri am aici, și la unde-te. Ne tot face aici la case pe aici. Acum câteva zile am avut aici. Am făcut o panglică de aia. Acum acolo. Cine știu de s-o mai muta. Ăla mai că te gândi mai rău. Cred că le ia o foaie. Și-am zis și eu cum zic aia. Ne primește. Bine, fiul cele de Lucerna s-au dus. Al doilea teren a început ploaia. Zicător, zicător. Vedeți pe partea aceea, bă, că e fundă, bă, e. Geamul e pleașcă, unde de un apel. Să vezi, cositoarea încă merge. Deocamdată se poate ia și pe ploaie. Ploaia se gândește, Lucerna se gostește și orgiul împătrinește. Fie ploaia cât de rea, am căvin în vara mea. La ce abu iese de la pomă. Dacă vezi situația, începe grindină, băi nene! O, ce păi de la grindină, băi, e bălie! Grindină! A, ce de gheață! O, ce doar să ia ca de gheață! Hai că s-a opuit și ploaia! Și UTB-ul încă funcționează cu cositoarea după. Cam atât a cosit. Mai a rămas aici un petrecel și cam mai este. A rămas ultimul. Și a mai rămas ultimul căipei. Pei. Și acest teren, acum ne mutăm în altul.
ați văzut cu ploaie, cu tâmbițe, cu nebunie. Oi, cum am terminat acest teren. Aveți de minune, ce să mai. Acest UTB și cu pasitoia aia, o clasă de minune. Uite, cauciucul, flașcă, motoiașul, asta, basta. Aici ce am mai sărit. Mamă, dar s-a făcut numai nămol. Hai că s-a oprit. Ce s-a cam uitat și el. Și floarea soarelui cam așa arată pe aici prin zonă. După cum vedeți, e puțin peste genunchi. Aici este genunchiul, peste genunchi un pic. Cam așa și arată. Chiar sunt curios să vedem o comparație și la mine. Să vedem ce floare soarelui am. Ca o chestie, fraților, dacă mergi un kilometru și uite-te și după aceea n-a dat picătură de ploaie. Vezi? Fraților, UTB-ul își face treaba de minune. Vreau să vă arăt aici și floarea soarelui a mea, cum arată la acest moment. Ați văzut comparativ ce a fost pe acel teren, aceeași zi. Poate câteva minute acolo a trecut peste. Să se observe bine, suntem în picioare, nu facem șmecherii. Pac, pac, 1.80. Cam așa se prezintă momentan. Ia uite-o, aici așa. Până la buitică, ce să mai. Auzi. Vezi? Până la buitică. Aia lantă până unde aia, până aici la genunchi. Deci până aici. Comparativ, deci e cam atâta era aceea zi, aceeași oră și asta e dublă. Frumoasă, ce să mai. Frumoasă. Acum sunt nerăbdători. Pe lângă faptul că UTB-ul cosește acolo, să vedem ce cantitate vom scoate. Și asta chiar, fraților, și videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați și voi acolo așa un like, un boom. Și să vă abonați. Până data viitoare, să ne auzim numai cu bine. V-am pupat!